Și în casa de copii, mama Margherita s-a făcut mai cald. Acolo cresc 8 băieți care au între 7 și 18 ani. Recent, în orfelinat, s-au încheiat lucrările de termoizolare a clădirii. Proiectul a fost realizat cu ajutorul ambasadei Ungariei în Moldova. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta. După reparație, clădirea a fost sfințită de episcopul Bisericii Romano-Catolice din Moldova. Casa de copii este numită în cinstea Sfintei Catolice Margherita Ochiena, care a trăit în secolul al XVIII-lea și și-a dedicat viața copiilor orfani. Prima casă de copii a deschis-o fiul Margheritei, Ioan Bosco, care a și fost trecut în rândul sfinților de către Biserica Catolică. Период индустриализации Италии, Италия столкнулась где-то с теми же проблемами, какие у нас есть сейчас. То есть родители уходили в большие города, дети оставались без присмотра, дети были на улице, много сирот. И вот Дон Боско, священник Римской католической церкви, начал их привлекать к себе, начал организовывать какие-то кружки. Proiectul a fost propus în acest an, iar până la începutul sezonului de încălzire a și fost realizat. După ce s-a instalat termoizolarea în interior, este atât de cald că copiii își permit să stea doar într-un maiou. Мы получим где-то 30-40% экономии тепла, соответственно, финансовых средств, которые мы можем перенаправить на другие полезные вещи. Дорого стоит тепло, дорого стоят коммунальные услуги, и это один шаг вперед для того, чтобы экономить средства, выделяемые для поддержки этого дома. Бани pentru termoizolare au fost alocați de către ambasada Ungariei în Republica Moldova. Был поднят вопрос, что каким образом мы могли бы помогать. Конечно, от зависимости наших сил, потому что Венгрия маленькая страна. И у господина епископа была хорошая идея. Он сказал, что здесь находится это учреждение, социальное учреждение, которое нуждается в какой-то ремонтных работах. Nicolae locuiește aici deja de 8 ani, timp în care și-a făcut o familie deosebită, 7 băieți și educatorii. Ca într-o familie normală, câteodată ne certăm, adică e ceva normal. Nicolae locuiește în aceeași cameră cu încă 2 băieți, tot aici își pregătește și temele după orele de la școală. Totuși, nouă ne-a recunoscut că iubește mai mult să se odihnească decât să învețe. Învăț de bucătar și îmi place să fac mâncare, într-un fel, ca un hobby, dar ca profesie ne-am ales-o. Învăț la școala profesională numărul 2, să devin bucătar profesional și să deschid restaurantul meu. Casa de copii este dotată și cu o sală de calculatoare. Aici discipolii pot să se pregătească de ore, dar și să se joace. Они могут играть в различные игры, у них крутые, самые крутые, навороченные, да, все программы, и дети очень счастливы. În curte este și un teren de sport. Băieții spun că deseori joacă basket sau fotbal, ci drept de cele mai multe ori este vorba despre fotbal, cu atât mai mult că probleme cu lipsa jucătorilor nu au. Este 2 capitani care pot să alese câte un băiat fiecare. Dacă eu combat cu Colea, stăm capitan, nu trebuie să lăs pe băieți. Un băiat dacă zice, hai, jucăm fotbal, tăi, dacă vreau, ne duci, dacă nu, stăm în casă. În timpul liber ei ies la plimbare, însă educatorii au grijă ca băieții să nu se lase duși de val și să ajungă în cercuri nepotrivite. Noi trebuie să le oferim în primul rând dragostea noastră, să le găsim acel sentiment, adică care... Fiecare copil provine dintr-o familie anumită și fiecare are o durere. Și noi ne străduim să găsim ca să fim niște prieteni. Casa de copii Mama Margherita activează din anul 2011. Potrivit administrației, s-a luat hotărârea de a ajuta anume băieții, pentru că, spre deosebire de fete, ei nimeresc mai des în situații neplăcute și pot să o ia pe drumul greșit. Angajații centrului spun că au ajutat sute de copii și adolescenți, iar unii copii chiar au fost întorși în familia biologică.